Suța, ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Sper că faceți bine. Ia să reglăm noi puțin lumina asta, că ne cam enervează. Nu știu ce lumină să aleg asta, oare? Zici că am inhalat 5 tone de... Așa. Mai pute cald, ce vrei. Bună, Ramona! Oh, Dumnezeule, dar chiar zilele trecute, nu știu cine mă întreba, cea că, bă, tu mai vorbești cu tipa aia care ți-a trimis cadou ăla, primul cadou, cutia ta de la fanul numărul 1? Și am zis că, bă, eu am mai văzut-o intrând pe aici, pe la noi, dar știu că ai bebe și așa și da. Am zis că ce frumos și uite, acum exact prima ai fost cea care a intrat, îți mulțumesc foarte mult. Să dau și eu un share pe pagina de Facebook, să vină toată lumea și după aia sunt a voastră. Așa, share. De ești, share. Share. Vă las să vă uitați puțin de schimbări, dacă ați observat, mi-am pus panou în spate, da? Să nu mai vedeți nebunia lui Salam. Gata. Și acum să vă iau părând. Ramona, mulțumesc foarte mult. Bună, Diana, bună, Agro, bună, Diana, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, PowerBoards. Mulțumesc, Agro, mulțumesc, Roxy, mulțumesc, Ramona, mulțumesc, Tibi, mulțumesc, Liliana, mulțumesc, Laura, bună, Georgiana, mulțumesc frumos, bună, Iuliana, mulțumesc frumos, mulțumesc, Vlad, mulțumesc, Leni, bună, Cătălina, și mulțumesc, căsuța copilăriei cu Nora, frumos nume. Mulțumesc foarte mult. Nu mai recunosc camera. Ai schimbat prefixul, trebuie să dai de băut la toți grăsuții. Nu am schimbat, tot 29 de ani fac. Ce aveți? Că eu n-am îmbătrânit. Mulțumesc, Iulia. E ok, Ramona. Bună, Bogdan, mulțumesc foarte mult. Bună, Daniela, bună, Elena, bună, Cătălina, vă mulțumesc frumos. Bună, Mihail. Mulțumesc, Mari, mulțumesc, Claudia, mulțumesc, Riri, mulțumesc, Melissa, mulțumesc, Iordana, mulțumesc, Dorina, mulțumesc, Mirela, mulțumesc, Cristina. Gata. Sunt la zi. Ce blondă sunt, frate, că pe lângă că sunt la zi, am și închis telefonul, că am zis că gata, am răspuns la toată lumea, nu mai stau cu telefonul în mână, dar nu, stau ca să văd comentariile voastre. Ce faceți? Sper că faceți bine, toată lumea face bine, nu prea mi-au murdărit de fond de ten, nu, ok. Bună, Patricia, mulțumesc frumos. Trag și eu pantalonii. Și ce-am făcut? Că eu sunt blondă, dar sunt vopsită brunetă sub acoperire, dacă se cunoaște, m-am vopsit. Nu se cunoaște diferența, dar nu s-a prins foarte bine, că nu mi-am dat seama ceva și m-am vopsit așa. Bună, Iulia! Este un ruj de la ăsta, Melted Matte, de la Too Faced. Mulțumesc, Claudia, mulțumesc, Gabriela, bună, Tina, mulțumesc frumos, bună, Iulia, mulțumesc, ce ziceam? Că m-am vopsit, nu, că vreau să zic altceva, dar nu mai știu, m-am uitat, mă iau căldurile și stai să vezi că nici n-am desfăcut sticla încă. V-ați adus și voi ceva de băut sau nu v-ați adus? Am schimbat decorul, de fapt n-am schimbat decorul, am pus
panoul ăla, am găsit la second hand un panou, dacă vedeți, stați așa, ia uite-l, scrie Paris, ca să mai ascund nebunia din cameră, să nu vă mai vedeți toată nebunia de prin spate, și am pus baloanele pe care mi le-a luat Jose, așa că de asta vi se pare puțin mai schimbat, dar e la fel, tot acolo suntem, și... Mă bucur că am panoul ăsta, o să aduc panoul mult mai în spate, mult mai în spatele meu cum ar veni, să iau un pâine cu Nutella. Mi-am luat și eu Nutella săptămâna trecută, că mi se făcuse poftă, frate, de Nutella și nu aveam Nutella în casă. Noi nu bem în timpul programului, am un Pepsi rece, aștept să deschizi și tu ceva să petrecem. Mulțumesc foarte mult, Roberta! Bună, Măriuca, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Seb, fan, Caterin, mulțumesc frumos. Și Scorpion, mulțumesc. E ok, Ramona, înțelegem. Voi dați noroc cu Pepsi, a? No, haide, dacă tot suntem aici. Oh, Mihai, mulțumesc din suflet. Oh my God, tu... Toată lumea să sară cu găina pe Mihai. Ce drăguț din partea ta. Mulțumesc mult, mult, mult. Și Sebi, Tiberiu, Mihai. A, bem pe Goldan. E așa din cauza că am scos-o din congelator și e rece. Vedeți cum se face. Așa că, doamna Sica, bună ziua. Mulțumesc foarte mult, v-am citit mesajele de urare, mulțumesc frumos. Stai că acum ne facă probleme să deschidem, frate. Nu, no. Nu no, prea asta, ai dat pus mâna pe băutură și nu știi nici măcar să o deschizi. Mulțumesc foarte mult. Hai mă, hai mă. Stai să zic, să văd dacă s-a trezit Bia. Zic cu Stefana. Bi. Ok, se mai este Fana. Așa, ce mai e aici cineva? Gata, nu știu unde pun asta. Că mi-a răspuns care? Ok, Ștefana. Gata! Nu uitați de like. Like. Dați like dacă vreți, dacă nu, dați liniștiți. Ai primit cadouri de la cei dragi? Am primit cadou de la soțul meu, atât. Și de la Mihai Alexandru Florea. Și Beauty by Ralu mi-a trimis o felicitare și a ajuns exact ieri, când s-a făcut ora 12, ora României, a venit și poștașul și mi-a adus felicitarea de la Raluca. A fost așa o chestie super, super faină. Mulțumesc foarte mult, Cristina, mă bucur că îți place machiajul de astăzi. Mulțumesc, Manuela, sănătate la toată lumea. Mulțumesc, Larisa. Bună, Ștefana, mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte mult, Loredana. Hai să bem un boba, da. Loredana lucrează unde se bea boba și chiar am băut și eu un matcha zilele trecute. Dar de ce am băut un matcha? Aici, o să vă arăt. E o chestie foarte faină care se petrece aici în state. Cum să nu sărbătoresc Cristina cu grăsuții, că sărbătoresc Revolut Cec la mulți ani, super. Mulțumesc foarte mult.
am luat o băutură și am postat-o pe Instagram și Loredana era și ea la lucru și atunci și a zis că acolo se servește la fel matcha și la aceleași prețuri. Să curgă șampania! Să curgă! Mulțumesc foarte mult, Gianina! Sper să nu sparg becul, cum era cu... Dacă și țineți voi minte cu chestia aia cu... Vezi, poate dai în bec și exact în bec a dat, așa și eu acum. Ce fac, poate îi dau un bec. Eu nu mi-am mai adus pahar de cristal, figuri, plăceri, chestii și mi-am adus ăsta. Așa că... Așa beam în draci. Asta vrea să zică paharul ăla. Păi sper să nu sparg ceva. Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică. Ai, dibă! Fie dracu tu să fii. Îl simt cum iese. Ce frumos, ia uite. Da. S-a auzit frumos. Sper să nu vină acum soacra mea să zică că m-am împușcat în freză. Mamă, și ce rece e. Sper să fii bun, că dacă nu ești bun, te bat. Nima, am pus paharul plin și uite-o leacă cât are. Un piculeț. Mulțumesc foarte mult, Cristian. Oh, sănătate, sănătate. Nima, ce-a mai rămas? O guriță. Hai noroc și la mai mare, sănătate la toată lumea, să ne vedem cu bine și la anul, tot la 29 de ani. O să dăm drumul, o să dau drumul, de fapt, zi să zic, la tort. O să aprind lumânarea și o să o suflu tot eu și o să zic și o dorință să fie bine, să nu fie rău. Gata. Prosecco. Prodotto in Italia, va bene, allora sei buono. Dacă beau tătă cana asta, să vezi că nu mai vorbesc cu voi în română, o ard pe italiană. Ce știți voi? În ultima vreme, de când e cu Clubhouse-ul, am început să intru și pe camere cu italieni și, da, mi-am dat drumul la italiana mea de baltă. O să vă pun puțin cu craci în sus. Vedeți o leacă nebunie de acolo. Așa. Pentru că vreau să vă surprind cu tortul meu de anul ăsta. Îl țineți minte pe ăla de anul trecut? Ca să îi dau drumul, să-i dau foc și la lumânare. Mi-am adus și o lingură. Anul trecut nici măcar nu l-am gustat. Anul ăsta o să-l gust. Stați că să-i dau foc și după aia. Stai mă, că i-am dat foc, dar am uitat să fac ceva. Așa, pa măti, poate scap tortul acum. Hai să vezi că... Hai mă. Ia auzi mă. Deci, e o lumânare. Ia uite la care cu melodie, mă, să nu mai cânte lumea, că eu n-are cine să-mi cânte. Așa, uite, așa e. 29 de ani face. Laura, mulțumesc foarte mult. Oh my God. Te-o să sar cu cap, cu căpșuna, cu găina în capul, capul tău. Mulțumesc foarte mult, Laura. Deci astăzi facem 29 de ani și o să fac, o să o păstrez și la anul. OMG, Pinglam girl, thank you so much. Oh my gosh, and you even write it in Romanian. Da, foarte tare lumânarea, nu? Și foarte faine și astea cu... Era zis cu Zvarovski, dar nu, e panorame, dar îmi plac la nebunie. Ăsta e tortul de anul ăsta. Și să-mi pun o dorință, da? Ok, gata. Yay! Vă dați seama dacă erau 29 plus câteva lumânări ca să... Oh my gosh! Stai acum! Ai mila de noi, mai sunt și femei. Ah, gravide, îmi cer scuze. Stai că zic acum că nu e bun.
Eu iau de aici, că e a meu, ce dracu. Cam dulce. Nu e bun, să știi. Trebuie să-l opresc pe ăsta. Gata, bă, gata, gata. Că nu te mai oprești. Stai că nu știu cum să-l închid. E, gata. Yeee! V-a păcut, da? Nu e bun, să știți, da, nu e, nu e bun. Ha. Gata. Am mutat și sticla ca să nu mă îmbăt. Thank you so much. Pink, yes? Pink, Amy. Pink, pink. Oh my gosh. Da, foarte emoționat momentul. Eu te mă luat și transpirațiile cu voi. Da. Din păcate cam așa se sărbătorește. Anul trecut, nu anul trecut, acum 3 ani. Nu anul trecut. În 2018, deci când acum 3 ani. Să vină, să vină, uite, aia trebuia să fie dorința. Glumesc, glumesc. Mulțumesc foarte mult. Am făcut acasă, am reușit după nu știu câți ani să sărbătoresc acasă cu familia. Venise și mama acasă, n-am mai sărbătorit cu mama. Puh! Da, de foarte mult timp. Anul trecut și 2019. 2019, dacă nu mă înșel, am fost în Vegas. Parcă, da. Anul trecut acasă, cu voi. The Mary selectează ți aia, cum îi zice, se explice cineva, că nu știu acum, că am băut o gură de... Am băut o gură de ceva și nu știu să nu mai explic. Da, în 2018 am fost acasă. Dulce tortul, să știți că nu e bun. Da, selectează-ți claritatea, cum să vezi acolo la claritate. Mulțumesc foarte mult, Lili. Am pierdut câteva mesaje. Laura, mulțumesc, mulțumesc foarte, foarte mult. Bianca, mulțumesc mult. Și eu fac pe 10 mai 20 de ani. Mihai, tu ești la fel ca nepotul meu. Nu e bere, e prosecco să vină. Ziceam că Mihai face, e pe 10 mai, exact ca nepoțelul meu, ca Robert. Anca, mulțumesc foarte mult. Laurențiu, mulțumesc. Nico Vali, mulțumesc mult. Emi, mulțumesc. Maria, mulțumesc. Mulțumesc, Elena. Irina, mulțumesc. Oh my gosh, stai că m-au luat toate căldurile. Uf! Cum să nu sărbătoresc cu voi, Loredana? Pentru că s-a întâmplat acum să fim în pandemie, dar eu, dacă țin bine minte, mai tot timpul v-am luat de ziua mea cu mine. Bine, nu live, dar am făcut video ba la Parkade, ba în Vegas, ba pe unde am apucat să mă duc. Ați fost și voi cu mine. Așa că, da. Dacă nu mă duc nicăieri și sunt acasă, bineînțeles că o să sărbătoresc cu voi. Mulțumesc foarte mult, Mary. Mulțumesc, Lori. Thank you, Mary. Mary, Mary. Foarte, foarte drăguț. Dați-i ce m-a surprins Pink Glam Girl. E o tipă care am cunoscut-o, pe care am cunoscut-o când am apucat eu de făcut YouTube în limba engleză acum 4 ani și ceva. Era una dintre fetele pe care am cunoscut-o. Și cât de tare, cât de tare. Laurențu, tocmai ce a fost tortul, îmi pare rău. L-am și suflat în lumânare, l-am și gustat. L-am zăpăcit tortul, l-am dat de pământ. Ok, am 3 felicitări. Una de la Ralu. Mulțumesc foarte mult, Ionela. Super cute, super cute. Iată, felii de tort, exact. Și Raluca zice, hope you have a fabulous day. La mulți ani, Dana, îți doresc o zi frumoasă, plină cu tot ce-ți dorești. Pupăcesc, Ralu. Și după, Jose mi-a dat 2 felicitări, pentru că nu se putea decide între una serioasă și una glumă. Adică una să fie amuzantă
și una să fie a joke și it's your birthday, asta e prima, cu roz și cu tort și zice can you think of a sweeter reason to celebrate? Happy birthday to you. Și după aia el a scris here's to many more exciting adventures, te pup papi. Dragul de el. Așa. Și a doua. I heard that people don't want stuff. Yo, I don't want stuff. On their birthday, they want experience. I hope you enjoy the greeting card experience. Adică, ați înțeles, cred că așa. Patience comes to those who wait. Hug and kisses, Jose Papi. Ioi, ce drăguț în partea lui. Color mama. Ce aici arată felicitarea. Zice că am auzit că oamenii nu-și doresc lucruri de ziua lor. They want, ei își doresc experiențe. Sper că ai experimentat plăcerea a citi această felicitare. M-am luat căldurile. Ce facem noi acum? Mai bea un pic, nu? Mai bea un pic ca să-mi treacă căldurile. Da. Mulțumesc foarte mult, Marina. Îmi pare rău că nu am prins. Sper să pui live ca video. O să stea video. Bună, Cristina. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Mariana. Haideți să vă zic cum e faza aici în Statele Unite. E o chestie fantastică. Când este ziua ta, de fapt luna zilei tale, mulțumesc foarte mult, Flavia. De exemplu, să zicem că ești născută pe 15 ale lunii, da? Ei pe 1 încep să-ți trimeată cupoane. Cupon pentru... Dacă mă urmăriți pe Instagram, nu mai pot de cald, m-am încălzit. Dacă mă urmăriți și trece și mașina de gunoi, s-ar putea să vă spargă timpanele și eu am crezut că a trecut deja, dar se pare că nu. Mi-au trimis un cupon la cea mai renumită gogoșerie, să zicem așa. Se numește Krispy Kreme, e cea mai bună aici în America, cel puțin din punctul meu de vedere. Și mi-au trimis un cupon, nu pentru o singură gogoașă, pentru o cutie cu 12 gogoși. Eram, what? Da, foarte drăguț din partea lor și cuponul respectiv îl oferă tuturor care au cont, cum ar veni, rewards account la ei. Ceea ce a fost super, super drăguț. Și ce am mai primit? O băutură gratis și astăzi încă o băutură gratis o să am din partea celor de la Starbucks. Cât de tare! Era bună și o mania să ne dansez. Nu, Laurențiu, ce zici tu? Cum era să încep să vă dansez? După... Stai că mi-a răspuns Patim ca ori mama ce mănânce. Am mai primit, când eram la magazin, m-am uitat la o carte și am zis că, bă, cred că mi-o iau și Jose a zis, lasă că ți-o plătesc eu, se numește Inappropriate și Inappropriate is sly and risky, but also sweet and wickedly funny, machine built to make us laugh and think. Și că e amuzantă, așa că de-abia aștept să o citesc. Este unul dintre cadouri. Iar următorul cadou pe care l-am primit de la Josecito, mâncă la mama să-l mănânce. Mor. De fapt, e singurul cadou pe care l-am primit de la familie. E de la Jose. Este această, fără mâța asta, că mâța asta o știți, este această geantă de la Michael Kors. Și e și roz bombon, că asta m-a atras cel mai tare, roz bombon. A fost, ok, eu m-am dus la magazin, am fost la TJ Maxx, căutând niște căni. Și acolo am văzut un rucsac roz, de la Love Moschino, cum naiba se pronunță, și geanta asta. Mă, frate, și m-am învârtit de 5 ori, cred că. Deci nu mai încerc, mă învârteam, mă uitam la rucsac, mă uitam la geam, dar mă uitam la rucsac și am zis că
Eu cred că mi-o iau. Una dintre ele, numai că nu știu exact care, știi? Mi-o iau eu din banii mei, cadou pentru mine. Ne-am dus, ne-am uitat în tot magazinul și când am terminat de uitat în tot magazinul, m-am întors înapoi la geantă să mă uit și Jose face că ți-o dorești foarte mult și am zis că mă, da, dar nu știu care. Dar având în vedere că eu nu prea port rucsacuri și port unul mititel, ăla era mai mare de la Moschino, cred că mi-aș lua geanta și face ok, ia-ți-o că ți-o plătesc eu cadou de ziua ta. Ceau, ce rozi, ce rozi, bombană! Au lingea să vedem dacă e bună, e bună. Și în interior, am prostii în interior, dar vă arăt cum arată și în interior. Arată așa. Aici arată. Chestia asta, să știți că nu-s prostii. Am vrut să-mi iau un locul la asta, că zice birthday girl și am zis că, mă, dacă se rupe asta în capul meu, le-am pe astea la schimb, zice happy birthday. Mâncel, mamă, băie, mănânce, mănânce. Sunt trei piese, dar o să o folosesc, cred că, la anul. Anul ăsta nu mai folosim. Să mai zic ce mai am aici. Asta mi le-am luat de la 99 de cenți, că mi s-au părut super interesante. Mi-am luat ăștia, au. Ăștia au fost $1.99. După aia setul ăsta a fost $1.99. După aia cercei ăștia a fost $1.99. Și ăștia, zice Queen, a fost $1.99. O să vadă mesajul Bia, oricum o să-i transmit și eu. Da, chiar m-a întrebat zilele trecute, dar Bia m-a întrebat de mine, am zis, ce am, mă, ce mai întrebă de tine, femeia s-a măritat, nu mai, gata, nimeni trebuie. Am zis că, da, da, nu mai trebuie. Băi, dar nu mai pot de cald. De tot timpul când beau ceva alcool, mă super, super încălzesc și nu am decât bluzița asta care e foarte, foarte, foarte subțire. Da, să mai citesc din comentariile voastre. Dacă nu mai pot de cald. Emilia, te urmăresc de la primul video, am 17 ani și ești un model pentru mine, am învățat să nu mai ascult părerea oamenilor despre mine. La mulți ani frumos și sănătos, este și ziua mea pe nou. La mulți ani, Emilia, de pe acum, sănătate multă și să ai parte de tot, tot, tot ce-ți dorești. Ție face-mă prăjitorică, mă, acolo, mă. Ai venit tu tiptil, tiptil, așa când citesc eu acum, că am văzut cu coada ochiului. Numai un singur ochi, eu nu mă uit cu amândoi, mă uit mai cu unul singur, coada ochiului. Bună, Lenuța. Tina, îți fac poftă de genți. Bă, ori vă fac poftă de tort, ori vă fac poftă de genți. Dați că vă mai arăt, o să vă fac poftă de altceva. Sunt la muncă, te pup, te pup, Oana, mulțumesc mult că ai intrat și acolo un piculeț. Mulțumesc, Petra. Bă, nu mai pot de cald, deci nu mai pot. Jos textila, nu? Zicea cineva un clasic în viață, jos textila. Și eu acum. Mulțumesc foarte mult, Lenuța. Uite așa, calc și eu toate tricourile la soț cu tine live. Bravo, Mary, bravo, bravo. Mulțumesc, Adelina, mulțumesc, Paula. O să mă gândesc la tine fiecare zi, 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 că o să vadă și o să citească comentariile. O să pleacă și să citească. Aici în 30 de grade, aici nu știu câte grade sunt, dar eu sunt și emoționată acum cu voi și căldură și am băut un păhărel și mi-a intrat ceva în noi, hai ca să fie toată treaba, treabă. Gata. Sper că îți merge bine cu buticul. Eu nu mă apropo de intrare, să știi că ești super mare, o mare caracter. Mulțumesc foarte mult, Adelina. La mulți ani, scumpa mea frumoasă, ceapa măti, ceapa măti și ție tu. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, 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 mult. Zi lui Ivana că o pup dulce, 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 dulce. Jose nu e aici cu mine. Știu că vă enervez cu aerele astea pe care mi-l dau cam niște figuri pe mine de nu mai pot.
dar nu mă pot și cred că am să mă enervez și mai tare și o să-mi prind nițele astea, că nițele astea, să fiu sincer, mi s-a luat și fondul de ten de pe frunte de cât m-au trecut căldurile. Am un păr așa de moale în ultima vreme de nu stă de niciun Dumnezeu. Ah, gata. Ia! V-a plăcut cum mi-am prins părul, da? Mă, dacă nu învățați voi ceva de la mine, tot degeaba. Așa se prinde părul, perișorul. Da, mă, că fruntea mea e roză, fața mea e căcănie. Da, ce vrei, așa e când ești slăbuță. Te iau, strece, să zic, iubirea prin toți porii. Dar oricum e mult mai bine fără păr pe, păr pe frunte. Gata, continuăm. Ziceam, lăcrămioare și apa mătii, mulțumesc frumos. Mulțumesc Petra, mulțumesc Ionela. Nu aveam cum să ratez ce să facă fata ta, mai poate de cald. Mulțumesc frumos. Mă, Laurențu, să știi că n-ai cum să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze. Eu chiar... Na, nu vreau să deschid subiectul, dar zilele astea a fost așa o avalanșă de sentimente multe cu tristețe, cum ar veni. Și uit câteodată cine sunt și de ce sunt menită pe acest pământ ca să îi bucur pe alții. Și chiar dacă eu câteodată, nu toate sunt roz, ca în fiecare viață, la fiecare casă, cum s-ar zice, dar îmi place mult să îi fac pe ceilalți să râdă și asta mă face pe mine să stau bine. Și da, mi-a mai zis lumea să mă schimb, că râd prea mult, vorbesc prea mult, fac prea mult. Nu mai, nu mă schimb, nu pot să mă schimb, asta-s eu, mă place-ți bine, nu mă place, ți-are bine. Mulțumesc foarte mult, Cristina. Mulțumesc, Emilia. Am fost în gând. Noi, taurii, suntem optimiști și zâmbim pentru binele altora. Așa este, lăcrămioara. Să nu te schimbi niciodată, Dana. Să știi, Ioano, că nu e chiar așa ușor. Dana, o să vorbim noi. Mulțumesc foarte mult, Violeta. Ok. Mai bem o gură, că parcă acum sunt mai bine că mi-am scos părul de pe frunte. Continuăm, da? Sper că nu te super, că am zis asta. Stai liniștit, că nici nu știu ce ai zis. Nu cred că am băgat de seamă, adică să pun la suflet. Stai liniștit. Simțit-o că nu știu că e după cum postai citate. Da, păi nu postez eu. Mi-am luat două ape minerale, sparkling water, dar mi s-au părut așa de cute. Escole de la, Dragon Ball Z. Eu mi-am pus așa în minte, dacă astea sunt reci. Oh, ce bine. Mi-am pus așa în minte să încerc toate sushi-le pe care le găsesc la magazine. Atât la restaurante, cât și supermarketuri. Și aici am fost la un supermarket cu specific chinezesc. Tot ce era acolo era ba din Japonia, ba din China, ba din... Deci foarte bun sushi-le de acolo. Și am văzut și astea cu Dragon Ball Z, cât de cute sunt. Ăsta meu e cu peach. Peach înseamnă piersică și al Jose e cu portocale. Încă nu l-a băut nici el, nici eu. Și am zis că, bă, dacă tot e aici, haideți să vi-l arăt și vouă. Mulțumesc foarte mult, Mira! Ce faci, Mira? Viața e căcăcioasă și zdreanță uneori, dar ce al nostru e pus deoparte și totul o să fie bine. Adevărat. Bună, Adelina! Adevărat, am viat. Mulțumesc foarte, foarte mult.
Nu pot să vorbesc despre ceilalți, dar văd multă lume care te iubește. Lenuța, sinceră să fiu, sunt foarte binecuvântată din punctul ăsta de vedere și vă mulțumesc tuturor pentru că, na, voi mă iubiți. Rămâi așa naturală cum ești, de aceea te plac așa mult. Mulțumesc, Petra. Sushi, a zis cineva sushi. Eu tot sușile din lume. Aoleu, Oana, o taci că și eu la fel. Bună, Andreea. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mie de câteva ori nu mi-apare notificare când postez. Nu știu ce se întâmplă cu YouTube. Nici eu nu știu. Am observat că multă lume nu primește notificare, dar n-am. Nu poți numai un zâmbet și uneori se ascunzi după un zâmbet, dar numai tu știi cum ești. Așa este, Tina. Uite, am fost la control să-l văd pe Bebe. Mă bucur că te văd, te iubi din suflet. Ce mă bucur, Mira. Cum, sper că toate sunt bune și frumoase. Mi-aduc aminte când mi-ai trimis mesaj prima oară entuziasmată că ai aflat că o să vină un Bebe. Da, de-abia așteptăm să-l cunoaștem și noi. Mamă, Leni, dar ăla e video de mult. Ok, încă o chestie. Când am fost la magazinul ăsta asiatic, am găsit mai multe tipuri de KitKat. Și nu știam că există, frate. KitKat de banană, KitKat de nu știu ce, KitKat de nu știu cum. Așa că am luat 5 pungi. Dar din păcate, una, din păcate sau din fericire pentru voi, una dintre ele le-am luat dublură. Deși pungile sunt diferite, au aceleași arome, așa că una dintre pungi o să se ducă la cutia grăsuților și cealaltă o voi folosi într-un video unde o să încerc să nu-ți iei cu mentă. Trebuie să-mi iau, Laura, acum că mi-ai zis trebuie să-mi iau, că trebuie să le încerc, o să le încerc pe toate. Tot ce o să găsesc KitKat și după aia o să facem un video unde o să le degust să vedem că e oribil, cum zice Laura, sau nu e oribil. Mulțumesc foarte mult, Carmen. Da, na, uite, vezi, acum trebuie să caut neapărat. Bună, Lăcri. Mulțumesc din suflet. Ok, după. Ce-am mai luat? Mi-am luat cana aia pe care ați văzut-o că beau din ea. Și mi-am mai luat o cană. Eu acum știți că am obsesia asta cănilor. Asta zice, hey there pretty lady. Doamne, cât de cute e. Inițial am crezut că e de la Starbucks, dar nu e. Zice Parker Lane. Boa, dar e super cute, super, super cute. E pe partea și pe alta la fel. N-are nimic special înăuntru. Zici că e nouă, nouță. Nu mai știu cât am dat pe ea, dar oricum nu foarte mult. Deodată ce am luat-o, că știți prea bine că nu plătesc foarte mult pe ele. După, mă uitam așa în jur aici să vedem dacă mai e ceva, că cu siguranță sunt câteva lucruri pe care nu vi le-am arătat, parfumuri, altele care s-au și vândut deja, dar na, doar vă arăt ce am tras aici pe lângă, că sunt unele deja le-am pus deoparte în căsuță, trebuie să le duc la magazin săptămâna viitoare, de fapt pe 10 mă duc la magazin ca să-mi iau și banii. Să-mi iau și banii și să fac și plinul acolo. După mi-am luat un, zice, Fine Fragrance Mist, Broom Perfume, dar e spray de corp, dar miroase ca un parfum, să nu am înțeles prea bine. Miroase foarte, foarte fine. Spray through the day for a sheer veil of fragrance. Miem, miem. Iar încep cu miem asta. Iar mă mămuiesc în fața voastră. După, nu știu dacă v-am arătat asta, dacă v-am arătat, nu contează, vă mai arăt o dată. Asta am cumpărat-o de la Anticariat, de acolo, de la mine. Cumpăr mai multe lucruri de la Anticariatul ăla, una la mână, că le fac vânzare și celor care lucrează acolo și vă dați seama, e o binecuvântare. Așa că atunci când găsesc ceva care îmi place mie sau, uite, am mai cumpărat zilele trecute o grămadă de felicitări, de cărți, tot la fel o să le pun la vânzare. Și, da. Dar asta e super cute. Știți că eu am o boală la chestiile nude, așa că am găsit-o pe tanti asta. Foarte sexy. E o chestie vintage și cred că e pictată cu watercolor pe hârtie, nu e pe pânză. Și e foarte, foarte, foarte drăguță. Și plătisem pe ea
Undeva la 6 sau la 8 dolari, ceva de genul. Ceea ce e piu, un preț fantastic, fantastic. După, dacă țineți minte din videole de data trecută, Doamne mare frumusețe, Doamne mare frumusețe, ce mi-am dorit și eu de mult, de mult o geantă așa. Dacă nu mă înșel, Elisa are una. Nu mă înșel, Elisa știu că are una. Chiar să văd, Elisa, ce face. Poate vine... I-am zis, hai, liver. I-am zis că hai la ficat. Da, hai la ficat. Hai că îți dau la ficat. Dacă vii, Eliso, știi ce te așteaptă, da? Da, dacă nu mă înșel, la ea, chiar la ea e cu urme, pentru că am folosit-o în pozele, ultimele două poze, ce mi-a pace mult de tot. Mult, mult, mult ce era ascuns acolo și așa e în interior. Vedeți, are chestia asta pe margine. Nu știu exact când și unde o să o port, dar pentru fotografie e țâță de muță. Așa. Am avut o perioadă grea, o să-ți povestesc, am ales priva și efectiv pentru banii sistemului acolo. Oh, da. Am zis că e o problemă. Doamne, am mâncat... Ce combinație amintă ciocolată, a fost o experiență oribilă. Zic că am băgat un tub de pastă de dinți ieftină în ciocolată. Oh my gosh. Hei, cana cu frânzi era super, da, o să o vedeți. Eu nu știu, în general, oamenii sunt foarte răi, nu știu ce să fac. Dacă oamenii judecă și râd de tine, pot să mă ajut cu un sfat? Laurențiu, nu știu, eu n-am mai întâmpinat de mult chestia asta cu oamenii să râdă de mine. Cred că n-am nici anturajul ăla imatur, știi, să stau cu cineva care să mă pun în situația de a fi, nu știu, bat jocorită sau ceva de genul ăsta. Oamenii cu care umblu acum sunt oameni cu capul pe umeri și da, nu, n-ai să vezi să facă chestiile astea. Dar sfatul meu e să nu-i bagi în seamă și, na, câteodată indiferența doare cel mai tare, așa că nu băga în seamă. Și uite, mai citește și în comentarii că sunt și alții care zic ce trebuie să faci. Mulțumesc foarte mult, Dorina. Continuăm. Mi-am mai cumpărat. Asta am și purtat ieri, pentru că ieri am ieșit în oraș și am purtat... Am folosit. Am luat geanta la plimbare, ce mă lea de la vale. Și mi-am găsit la Puma. Am fost în mall și mi-am găsit la Puma perechea asta. Ea arată așa. Ce arată așa. Oh. Mă și bat cu ea și arată așa pe talpă, că na, le-am folosit afară și îmi place mult, mult, mult că e roz de ăsta, un pic cam cum e geanta, zice Rive Gauche, nu știu ce, caca-maca. Și să vă zic ce s-a întâmplat. Papucii ăștia, nu știu exact care, ăștia sau ceilalți, că mai am o pereche. O pereche a fost 100 și o pereche a fost 110 dolari. Dar pe cutia lor erau puse două prețuri, una 48, una 35. Și lângă prețul respectiv, la amândouă, era pus 15 dolari. Și m-am dus la casă și când a scanat doamna, bineînțeles că s-a scanat 48 și 35 de dolari. Și zic, da, bine, da, îți dau două prețuri, ăsta pentru ce mai e acolo, și erau mai multe perechi de papuci cu 15 dolari. Și a face, oh, da, ăștia sunt reduși încă o dată. Așa că mi-am luat, în loc să dau 210 dolari pe două perechi de papuci, am dat 30 de dolari. Bună combinația, nu? Bună, Ioana! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Luminița! Da! Acum stau și mă gândesc de ce nu i-am luat și pe ceilalți. Și adică 15 dolari. Mai că... Bine, știți, nu duc lipsă de papuci. Ne-am luat și eu pe cei mai frumoși, să zicem așa. După.
mi-am cumpărat o sticlă. Eu când ies afară în oraș, tot timpul trebuie să am ori o sticlă, ori un pahar de apă cu mine mereu. Bună, Cami. Deci, mereu. Așa că am găsit cel mai tare pahar care mi se potrivește mie. E ca un cont de înghețată. Și-l deschizi, pui apă și după bei cu paiul. Și ăsta a fost $3.99. Cât de tare e paharul. Da, și sper să-mi ajungă o zi întreagă la magazine paharul ăsta. $3.99. Oh, frate, deja le-am pus deoparte. Dar am găsit o lampă de televizor din 1939 cu o panteră neagră care stă pe o stâncă și am să o vând în magazin cu $80 și am plătit $8 pe ea. Și am mai găsit de la Heger, Royal Heger, am găsit e o fată și un băiat care întind așa mâna unul după altul și formează un cerc. Se numește, dacă o să căutați pe internet, se numește Eternity Couple, ceva de genul ăsta. Și la fel, o să o pun la vânzare undeva la $60 și am plătit pe ea $8. Deci eram super entuziasmată. Bine, nu știu încă dacă am să o pun la vânzare, că nu prea găsesc des astfel de lucrări. Dar dacă o să o pun la vânzare, o să o pun cu $60. Ce să facă? Hauluri. Ce v-am obișnuit până acum? După, am găsit un parfum. Cred că e un parfum, stați așa că nici nu m-am uitat. Fashion, da, Colony. Dar l-am cumpărat doar pentru sticlă și e plin. Deci nu mă interesează parfumul. Lăcrămioara, dacă mai ești cu mine, poți să-ți scop parfumul și să ți-l trimiți. E un parfum vechi de la Avon, dar sticla mi s-a părut genială și nu. N-am putut să o las și cred că am plătit pe ea $2 sau ceva de genul. Cred că $2. Ceva de genul. Da. Super cute. Super, super cute. Mi-ar fi plăcut dacă și partea de sus era la fel de roz ca partea de jos, dar tot mă plâng, mi-ar fi plăcut. Lasă, cum ți-a dat Dumnezeu să o găsești așa să o iei. După n-am găsit ăsta, e o chestie așa de mână, aici are un fel de catifea, când ies la magazin, dacă cumva nu vreau să-mi iau o geantă, chestia asta rapidă și gata, am ieșit. După, Doamne, cât îmi place gentuța asta. Uite, leacă-mă la ea, mă. O zicea, Italy, Doamne, cât e de faină. Deci, cât e de drăguță. Și o ții de aici de toartă și încape și geanta. Îi lipsește cei drept cea pe care o pui în cârcă. Dar nu e problemă, că nu murim noi fără ea. Deci, e ok. Oricum, eu o țineam așa în mână. Și asta, la fel, cred că am plătit foarte puțin. Deci, foarte, foarte puțin pe ea. E super cute, are trandafir, lăcățel, Coloseum, e cu Italia, deci e foarte, foarte, foarte cute. Am înnebunit câte genți am luat în ultima lună, am înnebunit. Dacă țineți minte la ultimile videouri, am găsit această geantă de la Guess, la fel, e cu o singură toartă. Îmi plac la nebunie culorile și cel mai mult îmi place că în interior e curată, nu e ruptă, nu e nenorocită. Nu știu de ce am impresia că e nouă, pentru că încă are eticheta asta, iar interior, credeți-mă că nu se vede nicio urmă de uzură. Mă duce așa un pic cu gândul că ar fi nouă, dar nu știu. Și e murdar aici, cred că cineva a scăpat, ori a pus ciocolată, ori a scăpat cafea, va trebui să o curăț, dar $4 am dat pe ea, așa că I can't complain about it. După, mi-am găsit un mai eu, mă, nu plecați, stați aici, stați că-mi pleacă astea de aici,
Stați aici frumos. Ne, nu te du. Nu te duc, că îmi tragi tot aici, am nenorocești. Stai acolo frumos. Mi-am găsit un mai eu. Și zice așa: "You are awesome." Cât de faină e. "You are awesome." O să fie un mai eu pentru gym, că la noi s-au deschis sălile. În sfârșit pot să mă duc, că m-am mai îngrășat un pic înapoi. Așa că, da, nu l-ați auzit nimic ce am zis, da? După, am găsit una mititică care îmi place mult, mult, mult. Este de la Juicy Couture. Nu știu dacă, așa, aici se observă cel mai bine cum arată. Zici că e coadă de sirenă. Și în interior arată așa. Super cute, super cute. Pe asta am plătit $5, dar se merită. Oh my gosh, mă sună cumnată mea. Vezi că eu fac live, Livia. Livia? Livia? Da. Eu sunt pe live. Vai de mini, vai de mini. Îți place Rareș? Rareș? Îți place ce ți-am trimis? Bine, hai te pup, fată. Pupa. Am crezut că cântă geanta lor. Nu, faza e că eu astăzi am deschis pachetele cu cumnata mea și băieții nu erau acasă, erau la școală și cel mai bine, pentru că trebuia să le sorteze. Apropo, fetele care au cumpărat produse, Laura, Lăcrămioara, care ați mai fost, Ștefana, Bia, au ajuns produsele acasă în România și că au mai fost câteva persoane, dar să-mi dați un mesaj, vă rog frumos, cele care ați avut produse și mai ales cele care ați plătit deja, ca să revăd mesajul, pentru că am primit zeci de mesaje astăzi și vă dați seama că mesajele voastre sunt pierdute și băgate în alte mesaje, așa că vă rog frumos să-mi dați mesaj. Da. Ok. Asta. Următorul. Nu știu câți dintre voi știți de Grumpy Cat. Grumpy Cat, săracul, a murit. Așa că ăsta a fost câțiva cenți. Nu știu, 70 de cenți sau 80 de cenți, ceva de genul ăsta. Ce e super, super cute. Și l-am luat. După. Astea le-am primit de la Elisa. Cine nu știe, m-am întâlnit cu Elisa, ca ori mama se mănânce de fată. Și mi-a adus un rucsac și o geantă plină cu bunătățuri, așa că o să vă arăt și vouă. Mai e o parte pe care am pus-o la cutia grăsuților, pentru că dar din dar se face rai. Așa că v-am pus și vouă două, trei chestii. O să vă arăt și în cutia grăsuților. Ce e? De fapt, nu e cutia grăsuților. După live-ul ăsta o să postez pe pagina de Instagram. Nu trebuie să dai share, nu trebuie să fii subscriber. Trebuie să fi fost participat și comentat aici pe live. Adică eu știu care a fost și cum a fost. Așa că să lași un comentariu acolo. Ceva de genul, care o să fie, care e amintirea ta cea mai frumoasă în legătură cu ziua ta și cea mai frumoasă amintire sau cea care o să-mi placă mie cel mai mult, o să o aleg. Mamă, am un fir alb. Fai, gata, nu mai e. Mamă, am un fir alb. Bă, dar ce albe, bă. Îmi bătrân. Îmi pare rău, am fost la cimitir la mama, pup. Stai liniștită, Cristina. Deci, prima chestie pe care am primit-o a fost asta de la Neutrogena.
Eu am mai avut două de astea, dacă nu mă înșel. Numai că mi s-a terminat burețe ăștia și numai cu burețe ăștia îi poți folosi, așa că poți să cumperi, dar e foarte scump și nu se merită. Eu, în cel puțin, nu s-o meritat să o cumpăr, să cumpăr bureții aia înapoi. Ți bineînțeles că Elisa știe ce fel de gență îmi plac mie, adică agențiile de la Betsy Johnson. Param! Și asta a zis că seamănă cu mine, cu botic, cu ochelari, cu brătonul pe o parte. Tarararam! Cât să stai așa? 29 zi cunoaște. Era firul norocos. Lasă că nu e singurul, să știi. Deci nu, nu e singurul fir, că am, nu, acum s-a acoperit, dar ăla nu știu cum de-a rămas așa pă, în vânt și l-am lăsat așa să supraviețuiască. După mi-a dat un rucsac. Ua. Stai că nu știu cum să îl pun. Mulțumesc foarte mult, Oana, mulțumesc Ioana, mulțumesc Oana, mulțumesc Ioana. Aici am produsele și de la BoxyCharm. O parte dintre ele, o să vă zic imediat care e de la BoxyCharm. Asta cred că e de la BoxyCharm, că le-am mai strâns și nu mai știam unde să le pun și le-am pus în cutie acolo. Două palete de la Violet Voss și de la Venus, asta tot la fel de la BoxyCharm. După mi-a dat ăsta și două mici, unul mic l-am pus și în cutia grăsuților, este cel mai bun tonic, glow tonic de la Pixi, toată lumea e nebunită după așa ceva și Elisa mi l-a dat mie pe ăsta mare, nu știu, bună Viorela, nu știu dacă cu siguranță mai are și ea. După, mi-a dat această cutie de la MAC și nu știu dacă țineți voi minte, mie mi-a arătat așa ceva Beauty by Ralu și mi-am dorit-o la nebunie și am avut norocul și am găsit-o într-un second hand, așa că acum am două astfel de cutii și sunt superbe, mai ales că la poze o să arate nebunie. Da, avem și serverul de Discord, cine vrea să intre pe Discord, mai sunt și acolo. Putem vorbi, putem să schimbăm opinii, putem să facem mai multe chestii. Așa că dacă cine mai dorește, cine mai poftește, vă așteptăm acolo. După, avem pentru lip oil și un fel de blush. Da, asta o să se ducă la cutia grăsuților. Era un cutia aia și nu mi-am dat seama. După asta au fost de la BoxyCharm. Nu e de la BoxyCharm, ăsta l-am cumpărat din second hand și va trebui să-l pun la vânzare. Este un eau de parfum de la Gerala Action Garden. Miroase fain, nu știu dacă o să-l pun la vânzare. Mai vedem. După am primit porfarduri. Știe că și am o boală cu porfardurile, așa că mi-a pus. După mi-a pus cheia prieteniei. Cât de tare e, zice friend, a true friend, it's the greatest blessing, adevărat, adevărat, un prieten adevărat este o adevărată binecuvântare, chestia asta de la Too Faced cu ursulețul și înăuntru am alta, de fapt două, tot de la Too Faced, Unicorn Survivor Kit și după aia încă una de la MAC și asta arată așa, sclipicioasă, păi da, nu? Dacă nu sunt eu sclipișoasă, atunci cine? Ok. După, mi-a dat o chestie de la Dior. Este un porfard. Și arată așa. De fapt, cred că e pentru ochelari. Toc pentru ochelari. Da. Da, 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 Tiberiu, da. Dacă vă zic ce mesaj mi-a dat astăzi de a închișat ochii, deci terminasem de machiat. Bună Alexandra, bună Andreea, vă mulțumesc frumos, terminasem de machiat și atunci mi-a dat Elisa mesaj, o să vi-l citesc. Profit acum că nu e ea aici și vă citesc mesajul.
Stai și o să-l găsesc. Ok. Mi-a zis așa. La mulți ani celui mai minunat om pe care Dumnezeu mi l-a scos în cale, știa că o să am nevoie de un om frumos de-a lungul vieții. La mulți ani celui mai frumos suflet pe care l-am întâlnit, frumos pentru că întotdeauna se pune pe locul doi, doar ca să nu-i rănească pe cei din jurul ei. La mulți ani celui mai sensibil suflet care are puterea să-ți aline inima și să pună un zâmbet pe buze chiar și atunci când inima ei plânge. La mulți ani, prietena mea dragă, vreau să știi că azi și întotdeauna o să-ți fiu recunoscătoare pentru tot, să-ți dea Dumnezeu numai sănătate și putere să realizezi tot ce-ți dorești, te iubesc mult de tot. Deci mi s-a făcut pielea găină când o citesc a doua oară. Deci, pe ce am citit mesajul ăsta, vă dați seama că m-am emoționat foarte, foarte tare și, da, foarte drăguț din partea ei. Haide, mă, gata. De că v-am pus înapoi să vă citesc. Mulțumesc, Nico. Oh. Gata, aoleu, mă doare spatele. După, o chestie care iar îmi place la nebunie și am început să port la perne. Sunt pernele de satin, că sunt foarte bune și pentru păr și pentru ten și pentru toate cele. Așa că, ok. După, mamă, nici nu știu cum să vi le arăt. Asta, Dumnezeul ăsta, trebuie să-l pun la geantă. Este cu Sailor Moon. Twinkle Dolly. Dumne, cât e de fain. Ia uite. Și o să meargă perfect la geanta mea roz. Eu cu Elisa suntem amândouă fane Sailor Moon și da. N-avea zis acum să mă lase fără un Sailor Moon. După, mi-a pus de la Dermaie o grămadă de produse și știu că Dermaie parcă se folosește și în România, așa că am pus și în cutia grăsuților. Sunt așa. Dar știi ce? Ca să nu le iau și să stăm 10 ore. Stai așa. Mi-a pus peria asta de păr. Și după aici îs o grămadă de produse pentru ten, pentru ce asta, pensulă, pentru întinderea cremelor și tot felul de nebunii. Deci mi-a trimis multe chestii. Mi-a adus, că m-am întâlnit cu ea, nu că mi-a trimis. Mi-a adus. Trebuie să le pun acum înapoi în rucsac. Ca o mamă de față. Treceți mâna pe aici. Că nu e rândul vostru să ieșiți la suprafață. A trebuit să intru în skin care-ul meu și să fac o curățenie. Și să mai arunc unele dintre ele. După, am fost la Hot Topic. Hot Topic, țineți-vă minte că lucram la Torrid. Mai era o firmă care aparținea de Torrid, Hot Topic. Și mergeam tot timpul acolo și cumpăram ba tricouri, ba tot felul de chestii din ceramică. Dacă mai țineți voi minte. Dacă nu mai țineți minte, e ok. Și cei de la Hot Topic mi-au dat cadou $5 credit. Să-mi cumpăr ce doresc eu de la ei. Așa că mi-am cumpărat această bluziță, e cu mini și e super, super cute. E o rochiță care duce peste fund, așa. Și ea a fost redusă la $15. Elisa, acum dar ce am terminat de citit mesajul tău și ziceam oamenilor că m-ai făcut să chiși ochii și m-am emoționat încă o dată când am citit mesajul tău. Mulțumesc frumos pentru mesaj și pentru urări și pentru tot și pentru că ești alături și gata că iară chiși ochii. După mi-am mai luat încă o bluză, de fapt e un maieu, nu o bluză.
Da. O, oferta care era la magazin, la Hot Topic, era așa. Cumpără un produs și primești două gratuite. Așa că mi-am luat ăsta, a fost $15. Mi-am luat asta. Și arată așa, este un maieu cu dinozauri. Să vă mănânce dinozaurii când pun mâna pe voi. Și ăsta a fost și el $15, redus de la $25. Și mi-am luat asta, umbrela de la Mary Poppins. Dacă țineți voi minte filmul nou cu Mary Poppins, care are o umbrelă și cântă și tot felul de nebunii. Și ăsta e de aia, pentru mărunțișuri, pentru inele, pentru chestii de astea. Și mi s-a părut super cute. Deci am plătit pe bluza asta, mai eu, și pe asta $10. Pentru că am avut credit. Cât de tare sunt ăștia. Și nu știam de credit decât atunci în magazin, că mi-a zis, oh, aveți $5 credit pentru ziua voastră. Oh, mulțumesc frumos, ce drăguț din partea voastră. De la fata, da, dacă nu se șupără. Deci ei sunt fantastic cu așa ceva. După, cei de la Adina, ce faci, Adina? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Vasilica. După, am fost la Sephora. Da, da, nu, Elisa, tot acolo am rămas la 29 de ani, am sunflat lumânarea. Tot 29, a zis. Dar să mai beau o gură. Beau o gură în cinstea voastră. M-am înnecat. Cei de la Sephora mi-au dat cadou chestia asta. Este de la NARS. Mulțumesc frumos, Gabriela. Este vorba de un mini lipstick și un mini bronzer. Și arată așa. Sunt fantastice pentru pozat. Ia uite-o. Dar și folosit. Mai ales că bronzerul ăsta chiar e fain. Adică e fain, fain. Cu siguranță o să-l folosesc. Ăsta, de exemplu, nu știu. Nu prea... Nu știu exact dacă o să-l folosesc, dar vedem. Și în fiecare an ăștia de la Sephora fac astfel de cadouri. Adică ați alegi de acolo, mai era o chestie cu skincare, dar am preferat astea că știu că o să profit mai mult de alea decât de skincare. După, la Victoria's Secret mi-au dat credit de $10, așa că eu mi-am ales... O chestie pe care vreau să o pun la geanta mea hose este aceasta. E un, cum se cheamă, breloc, dar e un mini portofel, pentru că aici poți să pui buletinul, iar aici cărțile de credit, când nu vrei să cari portofelul mare după tine. Și chiar aveam nevoie, bună Camelia, chiar aveam nevoie de un astfel de portofel mititel. Și inițial am vrut să-mi iau un parfum, un roller de la, Rolon de la, nu Rolon, Rolon, așa se numește, ceva de genul ăsta, de la Victoria's Secret, era $10, nu trebuia să mai plătesc nimic, dar după aia când am văzut asta, ăsta a fost $18 și am zis că, bă, prefer să dau $8 pe una și să folosesc creditul respectiv. Cât de cute e! Mor după el. Mor. Așa zice ursul. Adică eu, mor. Ok, după a doua pereche de papuci pe care mi-am luat-o de la Puma, tot cu $15. Uite, ca să mă credeți, două perechi de papuci, $29. Și am salvat, unde zice, $180 am salvat. $29 și 96 de cenți. Și a doua pereche de Adidas sunt ăștia, tot cu roz. E același model, numai că diferite culori. Și chiar le-am purtat ieri toată ziua și au fost foarte, foarte comode. Nici nu mă bate la spate că au pernuțele astea. Și au fost, are și talpa înăltuță. A fost super comode. Da. Așa, două pereche de papuși. Continuăm.
După am fost la TJ Maxx. V-am zis că m-am dus la TJ Maxx să-mi caut... Stai mă aici. Să-mi caut niște căni. Și mi-am luat asta. O să arate fantastic la poze. Și îmi place mult de tot. E falsă, nu e... Nu e adevărată, n-are chetre, n-are nica. Asta a fost $5. Amă, stai acolo. Face mizerii. După am luat asta. Zice Be Kind. Era la reducere la $3. O să vreau să-mi pun pensulele aici. De asta e și ea. Bună, Ovidiu, mulțumesc frumos. După ăsta i-am luat lui Jose, pentru că el are credit card de la PlayStation, așa că i-am luat un portofel, că ăla pe care l-are el mai are un pic și moare. Și i-am luat un portofel, nu e ziua lui, dar merită. Chiar merită. Așa. După am găsit o chestie super drăguță. Deci un ruj și un bronzer și cât de fain e. Și a fost doar $2. $2. Ok, te iau acasă. După... Am găsit asta. Zice Positive Mind, Vibe and Life. Dar ce faci, mă, maimuțică, mă, mulțumesc frumos, un cat iar mama te mănânce. Mai trăiești, maimuță? Maimuțică fiind Ștefan, dacă vă aduceți aminte de Ștefan, noi așa ne alintăm, maimuțică. Ok, și ultimul suport pentru pensul, te vedeți? Exact pentru pensule. Arată așa și zice Be a rainbow in someone else's world. Cloud. Ce blondă sunt. Zice, be a rainbow in someone else's cloud. Mi se părut eu că cuvântul ăla parcă nu era word și semăna altceva. Deci, da. Tot $3 a fost și chestia aia. Și gata, aici. Stai liniștit, trecem în partea asta la alta. În partea asta la alta avem gentuța asta de la Guess. Dacă o țineți minte de pe video... Doamne, nu-mi vinea să cred că n-am văzut-o. Și a costat $5. $5, frate. $5. $5. Ci cu floricele, ci cu gheți, cu toate. Te aștept la New York să sărbătorim, mamuleu, mamă. Da? Vedeți, e aproape New York-ul. Dar dacă ei să iau avionul de aici până New York, fac undeva la 5-6 ore, ca să vedeți distanța. Cu avionul de aici până, și suntem în aceeași țară, de aici până New York. Doar 5-6 ore, nu e departe. Adevărat înviat. Oleu! My best friend, prietena mea cea mai bună e New York. Și atât îmi zice că hai să vii aici, să vezi ce e aici, să știu că și ei îi place. Că cu ea m-am luat cu second hand-urile. Noi aveam, noi le ziceam bombe, hai să mergem în bombe, să vedem ce găsim. După, mi-am luat de la Walmart o tunică și arată așa. Deci o tunică simplă, dar e lungă și super, super cute. Și am plătit pe ea $4. $4, era redusă de la... De la $16 la $4. Și încă o chestie pe care am luat-o tot de la ei. Asta a fost $17 și am plătit $3. Și este o știu, să vă ghicească baba în cărți după ce port fusta asta. Eu fac 5 ore până acolo, tu o să faci vreo 7. Nu, no, 7 ore. Mulțumesc foarte mult, Liliana, mulțumesc, Alexandra. Deci nu e așa aproape.
Eu nu ți-am plătit produsele, dar tu mi-ai pus mini parfumul de la Sofia. Vreau să-mi lași contul, să meargă Laura mâine să pună banii pe card. Ți-am pus ăla și ți-am pus și săpunul de la parfum. Săpunul parfum de la nu mai știu ce era. Oh, Ștefan! Mulțumesc foarte mult, tu! Tu, băiete, tu, mănâncă ca pe maimuță. Mulțumesc mult, Cafeluța, pentru ziua ta. Ce drăguț ești tu! O maimuță, nu mai fă de astea, mă, băiete. Oh my God! Silviu, mulțumesc frumos! Să dea Dumnezeu! Lăcrămeara, dacă ții tu minte că ți-am arătat, și tu mi-ai zis, bă, acum nu, și am zis că lasă că ai timp până ajunge la tine, până ajunge la tine, ai timp. O să caut conversația și o să ți-o dau. Sunt fa. Ce ești, fa? Ești fată? Țineți minte când m-am dus jos, când am încercat să pup pavimentul? Aveam asta în mână, asta e tava pe care o aveam în mână împreună cu rucsacul, o să vi-l arăt și pe ăla mai târziu, și băutura, și de asta m-am dus, că eram plină cu de tot în mână și nu știu ce treabă are mâna cu chicioarele, că ele au fost alea care n-au dat randament și m-am dus ca vaca, dar dau și eu vina pe cine pot, așa că dacă asta a fost de vină, tava asta a fost cea care m-am împiedicat. N-am mai putut să merg din cauza tăvii. Așa că, da. Tava. Tava era de vină. Stai să mai beau o gură ca să mă încălzesc mai bine. A, că până la sfârșit terminăm. După, dacă țineți minte, nu știu unde am mers noi, la un magazin, cu siguranță. Unde am mers? Ros? În Ros, cred că am mers. Și am găsit geanta asta, e și mare. Nu v-am arătat-o atunci, deci e imensă, poți să pui aici și capul meu dacă vreau, dar nu-l pun acum. Dar credeți-mă pe cuvânt că dacă vreau să pun capul, cu siguranță vine și îmi place la nebunie. Ții minte, Elisa, că îmi doream și eu foarte mult un dumpling de ăsta? Nu, bărbatul parcase greșit, bravo, Leni, așa e. Jose a parcat greșit și eu am călcat strâmb. Mă duc să-l trezesc, acum îți dau două palme, zic, mai ții minte când am căzut jos din cauza ta, am căzut. Să știi că mi-a rămas gândul la acea masă din second, crede-mă că degeaba ți-a rămas gândul, că exact cred că după ce am plecat s-a și vândut, așa că ia-ți gândul de la masa aia. Bună, Sabina! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Frumoasă geanta parfum. Cristina, vezi că ești în urmă rău de tot. După, asta am luat-o de la second hand, în 1937 a fost făcută cadou la cineva, aprilie 11, 1937 și arată așa, cât de cute e, cât de cute, că stai și te gândești că chestia asta era făcută acum 90 de ani, voi vă dați seama? 80 de ani, 80 și ceva de ani. Fantastic. Și a plătit pe ea $5. Nu știu dacă am să o vând sau dacă am să o păstrez. Eu am luat-o cu gândul de a o vinde, dar mai vedem. După mi-am luat un rucsac. Normal, roz, paiete, cum naiba să nu-l iau eu, că eu n-am făcut 29 de ani, eu am făcut 15 ani și rucsacul ăsta era perfect pentru vârsta și era adecvat vârstei mele. Eu aș zic lumea să înceteze, să încerce să mă mai schimbe. Dacă eu vreau să fiu mini la 29 de ani, lăsați-mă în pușca mea. Să fiu mini la 29 de ani, da? Vă rog frumos. Eu mor că lumea încearcă să schimbe pe cineva, să maturizeze. Lasă-mă, frate, că mie nu trebuie să fiu matură. Da. După, rucsacul.
Pati! Ce chiar e-mail? Ce-a făcut? Mi-ai dat un e-mail? Oh my gosh! Oh my... Pati! Oh my gosh! Pati, mi-a dat un e-mail. Frumos e-mail. E un e-mail în formă de gift card la Sephora. Că... Ce a zis? Mi-a zis happy birthday, beautiful. Mulțumesc foarte mult, tu. Oh my gosh! Da, nu spargem noi la Sephora, ce credeți voi? Spargem noi la Sephora. Ma. Da, ce-am primit cadou de ziua mea? Am primit make-up de la Sephora. E, crezi că n-am primit cadou? Am primit cadou. Rucsacul ăsta. Ionela, mulțumesc foarte mult. Stați așa să o zăpăcim. Primul rând pe Pati. Și după aia pe Ionela. Săriți cu găinușele astea care aveți, voi ăștia care aveți găini. Dați găini. Da. Asta era rucsacul de la Victoria's Secret pe care l-am găsit la $12 și am agățat eu monstruleții ăștia că mi s-a părut că e prea drăguț și trebuie ceva așa să fie mai cringe cum ar veni, că și eu sunt cringe. După Ștefan. Bă, Ștefan, ai văzut că ți s-a schimbat inimioara, nu mai ești roz și ești galben acum. După am găsit în second hand, ăsta a fost $4, e un cățel de la Victoria's Secret, de la mare, că de obicei ei sunt mititei și eu am ăsta și mai am unul și mai mare și unul mic. Cât de tare, Pink Nation, Pink Nation și e și roz, că dacă nu era roz, nu-l luam, dar pentru că e roz, l-am luat. Și dacă toți suntem la jucării și eu am 12 ani, mi-am luat alte jucării și știți foarte bine că eu sunt foarte pasionată de Tokidoki. Numai că Tokidoki nu prea se găsesc, chiar dacă se găsesc, na, sunt mai scumpe un pic. Și l-am găsit pe ăsta, l-am găsit în second hand și a fost $10.98. Dar a fost 20 sau 30% reducere, așa că eram ok să plătesc $7-$8 pe el. Cât de fain e. Și dacă ăsta vi s-a părut fain, ăsta e ediția Army. Stai acolo. Asta e și mai fain. Ia uite-l. Asta e roz. Roz bonbon. Ediția specială. Păi dar nu te iau eu mâncate, iar mamă ce te mănânce de ediție specială. Ia uite-l. Uite, s-a turtit cornul, bă. Da, mă, cu cornul drept aici. Mulțumesc foarte mult, GG. Nu știu numele tău, dar zic GG. După... Oh my gosh. Talea, căcă. Are fata asta... Gata. Acum patii meu se duce la servici. Și să cred că și ne ascultă din mașină. Recunoaște. Recunoaște că așa faci. După, mă, nu te-am pus să te întorci așa. Există video cu camera voastră de jucării? Dacă nu, nu faceți unul. Cred că ar fi mulți curioși de ăștia. Da, nu există video. Am câteva poze, dacă dorești neapărat, îți pot trimite pozele, dar video nu am. Ok, țineți minte în video când am găsit gentuța asta? Te vreau o zi la serviciu să mai vad odată. Ce? Ce vrei să zici, Liliana? Te-o lăviți-o, mă, nebunule. Maimuțica mea nebună. Am găsit gentuța asta. Este de la Baby Fat. P-H-A-T. Nu Fat, Pat. Și culmea, ce-am găsit ieri?
Ce te des că am găsit ieri? Mulțumesc frumos, Gabriela. Param! Păi n-am eu set, mă? Păi n-am eu set? O altă mărime. Acum sunt curioasă, mai găsesc vreo una, mai este vreo mărime? Sau nu mai este? Dar mie oricum mai mult asta îmi place, că e pătrată și am o boală la astea pătrate, dar și asta e drăguță. Dar nu sunt de vânzare lăcrămiarou. Eu acum vă arăt gentuțele mele și plus, pachetele le-am trimis deja acasă și acasă am trimis genți vintage de vânzare. Acolo o să te văd, că o să zici a mea. Nu astea, acolo o să te văd că zici a mea. Oricum o să facem și vânzarea, cred că luna viitoare o să pregătim vânzarea și vor fi multe bath bomb-uri, loțiuni, spray-uri, măști de față, make-up, genți, câteva produse vintage, dar foarte puține. Le-am pus așa să văd dacă și cum merg, că poate data viitoare voi trimite mai multe. Deocamdată am trimis, cred că să... Nu știu câte sunt. Oricum, nu foarte multe. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Da, după, am găsit parfumelul spray-ul ăsta de la Victoria's Secret. Miroase a hot cocoa. A ciocolată caldă. Și a fost $1.49 minus 20%. Deci, da. Oh my gosh, Anca. Anca, sigur ai scris... Corect? Poate ai vrut să dai 9,99, nu 99. Oh my god. Mă, săriți cu găina Nanca. Că dacă ai scris greșit, să știi că eu nu pot să fac refund. Deci m-am speriat acum. Anca. Dacă nu am luat masă, vreau o geantă. Mulțumesc din suflet, Anca Lăcătușu. Te pup și eu și mulțumesc încă o dată. Deci am rămas, what? What's going on here? Mulțumesc frumos. Oh my god. M-am încălzit acum și mai tare. Ok, continuăm. Am luat, astea se vor duce la vânzare, eu le cumpăr la undeva 5 lei, 6 lei, o să, cu transport, cu timpul meu, o să fie la 10 lei. Asta la fel o să pun la vânzare, este Dora the Explorer, Finding Nemo cu Dora, asta fiind Ellen DeGeneres. Și încă o chestie de la Estee Lauder, la fel, este un porfard mare, se va duce la vânzare. Asta când, când o să înceapă următoarea vânzare. Deocamdată, nu la asta, la următoarea o să duc astea. Eu deocamdată le adun, că e o strângătoare, că ați văzut câte am. Că mie îmi place să le strâng. Și după când le strâng mai multe, le ducem la, le ducem acasă în România și le punem la vânzare. După... Oh my god, eu încă asta așa, what? Stați un pic. Dacă am primit un mesaj. Happy birthday, wishing you many more to come and more blessing. Oh, ce drăguț. Gata. Înapoi. La voi. Cum să fac să-mi ajung și mie o geantă? Pozele la genți. Dragă Cristina, trebuie să dai invite pe pagina mea de Facebook, Elena Bazan. Și acolo se va face vânzarea. Bună, Ana Maria! Bună, Andreea, mulțumesc frumos! Dar pozele, gențile vintage trimite acasă unde le văd. Încă nu am nimic. Am scris corect.
Încă m-am speriat. De asta zic, sigur ai spus corect. Bună, Valentina, mulțumesc foarte, foarte mult. Sunt mai nou pe aici, unde putem cumpăra din România, ce ai trimis tu. Pe pagina de Facebook, acolo o să se desfășoare vânzarea. Oricum vă anunț cu vreo două săptămâni înainte, după aia vă anunț cu o săptămână înainte și cu o zi înainte de să înceapă vânzarea. O să fie la o anumită oră, pozele sunt deja, adică nu sunt acum, vor fi, că încă nici n-a ajuns la fată produsele. Se va pune pozele într-un album și când dau drumul la o anumită oră, dau drumul la album public, deocamdată o să fie privat doar pentru mine și fata care o să pună pozele. Și după îl fac public și primul care comentează, ăla primește produsul. De exemplu, o să fie Anca, Lăcrămioara și Valentina, comentează la o geantă. Fiind foarte multe produse, fiecare se duce unde îi sare ochiul, cum ar veni, știi? Și următorul, o să vă zic exact și cu banii cum acolo pe vânzare. O să se facă ori pe Revolut, ori pe transfer bancar, ori pe PayPal. Ne vom descurca noi și cu plata. O să vă zic mai multe detalii atunci când o să fie vânzarea. Uite, chestia asta noi am arătat-o nepoților, că le-am găsit doi Pokémon la second hand ieri și eram, what? Ce tare că cu siguranță o să le placă la nebunie. Nu le-am văzut până acum Pokémonul ăsta, dar ia uite leacă la ăsta. Coada lui zici că iese ceva din... Da. Cu siguranță o să se bucure. Și după, ce credeți că am mai găsit? Param! Pikachu! Ăla albastru sunt eu. Cum să fii, mă, tu ăla, mă? Numai că pe Pikachu-ul ăsta, Pokémon, cu tag, va trebui să-l caut. Eu le-am trimis deja doi Pikachu la nepoți, așa că nu știu dacă o să le mai trimit vreo 10 aceleași plușuri, știi? Căutăm altceva, așa că ăla cred că o să-l pun la vânzare în magazin. După și asta... O să pun la vânzare magazin, este de la familia de Simpson, Maggie. Și după mi-am luat un rucsac, este un rucsac pe care cred că o să-l folosesc în, nu știu, dacă mă duc în Vegas și să-mi pun ceva înăuntru acolo. Mă duc la cumpărături, să zice, și am nevoie de apă, de așa. Este acest rucsac de la Stranger Things. Nu știu dacă urmăriți filmul ăsta, dar mie îmi place la nebunie, așa că da, când l-am văzut am zis că vii la mama ta, având în vedere că am plătit doar $1.99 de cenți pe el. Oh, și aici mai am o vază care la fel se va duce la magazin la vânzare. Și arată așa. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Cât de cute e. Cum e făcută. Foarte faină. Inițial am crezut că poate o fi... Trebuie să fac un pic de research. Murano Glass, dar nu cred. Dar e foarte drăguță. Dai și te pun aici. Ok. Te pup, Pati, mulțumesc din suflet. Love you, love you, love you, love you, love you, love you. Un pic mai mult. Nu știu, am câteva persoane care atunci când îmi zic love you, eu le zic love you un pic mai mult. E așa, respectul ăla, un pic mai mult. Chiar dacă și ele mă iubesc mult, eu le iubesc un pic mai mult. Dacă... Vă iubesc un pic mai mult pe toată lumea. După am fost la Ulta. Ulta e un fel de Sephora. Și am găsit câteva lucruri drăguțe. Am găsit... Ce te-ai făcut așa acum?
Ăsta e un far de oi, dacă vedeți, este cu sclipici. Iar ce a fost cu eticheta asta, ăsta a fost $8.50. Dar ce a fost cu eticheta asta a fost 75% reducere, așa că am plătit undeva la $2, mai puțin de $2. După mi-au dat cadou un mini rimel de la Tarte de ziua mea. Da, mai mult mi-a plăcut cadoul de la Sephora decât aia. Și după am găsit o paletă, un farder, am să zic, o paletă de la Colourpop. A fost $18. Dar e super cute. Arată așa în exterior. Și așa în interior. Vă dați seama că le-am luat pentru sclipiciurile alea două, nu? Deci, sunteți conștienți că de asta mi-am luat o paletă întreagă, pentru două sclipiciuri. Aș prea faine sclipiciurile de astea și n-aveam cum. Deci n-aveam cum să nu o iau. Nu că n-aș avea make-up, știi? Da. Please don't judge, don't judge, don't judge. După mi-am luat cănile dorite. Sunt căni de la Ray-Ban, așa se numește, și zice Chaos Coordinator, adică coordonator în haos, ceva de genul ăsta. Da. Eu fac haosul și mai mare. Și mai mare și mai tare. Și unul zice Good Morning Sunshine și în interior e cu galben. Cât de faină e! Așa sunt formele lor ciudate. Zici că sunt bătute înainte de a ieși pe piață. Nu sunt niciodată nete de toate la rotund, făcute fain. Nu, sunt bătute săracele. Dar mi-a plăcut foarte mult mesajul lor. Good Morning Sunshine. Mulțumesc foarte mult, Carmen, mulțumesc, Gabriela. Ce-a întrebat Maria, că n-am văzut? Cer scuze, Maria. Dar da, nu știați, 29 de ani, plus 7 ani de acasă. Dar eu am zis să nu-i pun și pe aia, că na. Deci am făcut 27, 29, plus 7. 29 de ani de acasă, nu, 27 de ani de acasă. Am făcut acasă, da? După, nebunia lui Salam, azi e ziua mea și a trebuit să fac treabă, nu? Niam, 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 niam. Aștia de la Torrid, aștia au fost cei mai darnici cu mine, mi-au dat credit de $15 pentru ziua mea. Așa că mi-am luat acest maioaș. Nu e nimic fancy-fancy. Ăsta a fost $39.50, redus la $20, așa că am plătit vreo $4-5 pe el. Drăguț, nedrăguț. Mergem, dăm înainte. Ce mai avem o sacoșică și am terminat și cu haul-ul. Mi-am luat o șapcă. E o șapcă cu Route 66. Și auzi, Ștefan, vezi că noi stăm mai multișor așa pe Discord. Mai intră și tu din gând în gând, te rog frumos, trăiți-ar familia ta. După mi-am luat ăsta cu Mickey. Ăsta s-ar potrivi perfect acum, că ăsta e Mickey nervos. Și cu Mini pe tricou. Și ăsta cu Lakers. Super cute și asta. Și încă o chestie pe care am uitat să vă arăt atunci la Elisa. Nu știu dacă ați văzut-o, dar vă arăt acum. Este o poșetă în care se pune baterie și îți arată ceasul. Când o să mă întrebe cineva câte ceas, îi zic, na mă, uite-te aici. Și e poșetă. Deci e poșetă de la Betsy Johnson. Da, dragă, 29 am. Nu mai pune 7 ani de acasă, doar 29, atât. Oprește-te acolo. Deci e... Când am văzut-o, Elisa mi-a zis, fata, am o poșetă, sigur o să-ți placă. A zis că, care? Betsy Johnson, sigur o să-mi placă. Și când mi-a arătat-o, ești sigur că m-am și, nu că ești,
Cum e, mă? Ești conștient că m-am și udat atunci când am văzut-o, da? Da. După încă o chestie pe care am găsit-o în second hand și sunt fericită, e puțin zis, mega fericită, pentru că gențile astea sunt destul de scumpele. Este vorba despre o poșetuță de la Coach și arată așa, e super simplă, are chestia asta de la Coach aici și îmi place la nebunie culoarea. Nu știu de ce la cameră se vede așa mai închisă puțin, dar credeți-mă că e un roz super drăguț și pare și murdară, dar nu e murdară. Așa e centuța, culoarea asta. Da. Și pe asta am plătit $5, $6, ceva de genul. Mamă, când am văzut-o. Deci când am văzut-o, m-am udat încă o dată. Și un cadou pe care mi l-am făcut eu mie, dar nemirosindu-l, nenimica, și o să-l desfac cu voi acum și o să vedem dacă îmi place sau dacă nu-mi place, este vorba despre Marc Jacobs Decadence, așa se zice lăcrămioara, zi-mă, corectează-mă tu că tu știi. Ăsta a fost redus la $32, dar de obicei în magazine undeva la $70-80. Mi-am dorit și eu o poncetă de asta foarte mult. L-am văzut la toate fetele poșetele astea și am zis că, bă, eu asta care sunt nebunită cu poncete, eu să n-am ponceta asta, cum să n-am eu ponceta asta? Cea că mi-a făcut cadou, ce era și la reducere, nu de alta. Da, și chiar dacă nu era la reducere, bună Maria, mulțumesc frumos. Chiar dacă nu era la reducere, tot mi-o făceam cadou, pentru că era doar $40 aici la, la magazinul ăsta, la Marshalls. Tască, uitați-le că cum vine ambalată, deci n-ai treabă. Asta e partea a doua, adică capacul de la poșetă. Mamă, cum arată! Vai Dumnezeule, mă ud tătă! Oh my God! Am murit și n-am simțit. Ia uite. Mamă, ce fezi. Dar poți să mă duc el așa la cumpărături? Eu dau doar 15 lire. 15 lire pe ăsta de 100? Mamă, păi dar ce vin la tine, fata mea? Ce mă de la valet? Ei de 100 de ml. Iu, chiar cât e unul de ăsta în România, mă ajută cineva cu un preț. Iacu, că dacă nu poți bine... Mă place! Ulala! Mă place, place! Din câte știu, din câte am citit, că eu nu mă pricep fetelor, n-am citit la ăsta, am citit la altul și vi-l arăt și pe ăla imediat, că am mai primit ceva de la Elisa. Eau de toilet, made in Spania. Eu l-am luat la un schimb, super tare, frate, super, super tare. Nu mai freca mâinile, știu, am auzit și eu chestia asta cu frecatul mâinilor, să nu le mai freci, dar nu le-am frecat, le-am tamponat. Am tamponat mâinile una de alta. Mamă, dacă de faină sticla, acum o vreau și pe cealaltă. Ce mi-o place? E de aia, sexy. Știu că tu ești sexy. Un parfum pe care îl port de când l-am primit. Elisa, nu știu dacă mai ești cu noi, nu mai țin minte când ne-am întâlnit, dar de atunci îl folosesc în fiecare zi. Era plin și arată așa, este de la Jimmy Choo și e ultimul parfum pe care l-au scos ei. Doamne. Aoleu, ce bine arată.
ce bine era, ce miroase, ce fain miroase. Lol, stațule, avea că îmi scrie cineva. Ok, gata. Cum mai vreau să zic? Stai că nu știu ce vorbiți voi acolo. Vin imediat înapoi. Mișto parfum. Deci să-și toată esența. Am dar un Jo Malone. A, ai dat un Jo Malone pe el? Tare. Păi oare dacă îl dau și eu pe Jo Malone ăla meu, îmi dă unul? Stați așa că... Ulala! Am îmbătrânit, mă, fetelor. Am 29 de ani. Sunt bătrână tare. O chestie pe care am găsit-o second hand. Pararam! Știți că nu m-am apucat să vi-l arăt. Este Jo Malone. E de 30 de ml. Mare, dacă îl dau și ăsta la schimb, primesc și eu pălantul. Da, da, nu-l dau la schimb pe ăsta, că ăsta îmi place mie și chiar nu am... De la Jo Malone am unul mititel, mititel, așa, cred că e mititel. Și na, n-aveam niciunul mai mare. Așa că, iară, mă iau căldurile. De care Jo ce? De care Jo e ăsta? Ăsta e Wood, Sage and Sea Salt. Ok, Iuliana, așa o să fac. Da, lăcrămioara, dar știi care e faza cu... Na, trebuie să aștepte lumea, că până trimit o pachetă în România, vine aducă, știi? Te pup, Leni, mulțumesc foarte mult că ai stat, până acum cu noi și am terminat, produsele. Și mi-am scos și telefonul, te vedeți ce era să fac? Mi-am scos ăsta, cum se cheamă, protecția de la telefon și eram să scap. Păi pe ăsta, Jo Malone de 30 de ml, am dat pe el în second hand, $7. Deci eram, what? What? Eram super happy când l-am văzut. Nu-mi venea să cred că e $7. Și dacă nu mă înșel, aici, unul de 30 de mililitri e $60, ceva de genul ăsta. Cineva îmi dă mesaje, mă iubiți acum, mă iubiți, stau că nu mă mai iubiți. Ah, Carmen, 219 și de cât e ăsta la 219 de 100? Sau e de... 50. Oh, Marie, oh my gosh, Doamne. Ce m-a prins Maria în poze. No, cât de drăguțe. Oh, lime, basil and... Ok. Mandarin. Gata. Ok. Asta a fost și live-ul de astăzi. Sunt așa de bucuroasă, mă duc să mănânc și o felie de tort. Nu mai ziceți la nimeni. Și mi-au un pahar de la... Bă, nu știu dacă o să mă stric la burtă, dau cu lapte și cu prosecco. O să fie bine, nu? O să fie bine, ca să nu fie rău, vă zic eu. După, mai am o chestie să vă arăt și gata.
La concursul de astăzi o să fie așa. Asta e deschisă pentru că n-am putut să o forțez să o închid. Hai mă, deschide-te. Hai mă, deschide-te. Are oglindă. Are, da? Are, că nu e săracă. După, are detox scrub de la Dermaie. Asta v-am zis, de la dar în dar se face. Așa că e dar de la Elisa, dar de la mine. După aveți un glow tonic. După Chacharel led de parfum pentru corp. După Marine Alge Gel Cleanser, tot de la Dermaie. După un Rose Deep Facial Toner de la Fresh. După patru parfumele. Unul e de la Daydreams a Bouge in Paris. Mi-am oprit și eu de astea. Și celelalte trei sunt de la Elizabeth, parcă. Stai așa. Ellen Tracy. Și miros foarte faine. Inițial am vrut să pun câteva la vânzare, dar le-am oprit pe toate că mi-au plăcut la nebunie și n-am mai pus niciunul la vânzare. O bărțară. Un Bad Bomb. Un porfard pentru make-up. Una de asta cum am și eu, ca să vă puneți, ce știu eu, nu vreți să vă luați portofelul sau ceva de genul ăsta. Asta de la Kit Kat, v-am zis că, ăla de la Kit Kat, așa, un burete, o chestie de la Garnier pentru păr, ca să strălucească, și un portofel de la Tommy Hilfiger. Ok, așa, și stați așa că nu sunt toate. Stai o leac. Încă n-au ajuns două produse, dar vi le zic, de fapt vi arăt unul dintre ele și unul vă arăt o chestie și o să vă prindeți care este, că am mai dat cadou unul de la o dată. Nu știu unde să te pun. Te pun și eu jos. Dumnezeu cu mila. Stați așa, că mai am câteva produse. Ok. Asta e Argan Oil Control and Softener Shampoo Bar, ca să încercați și voi, că am și eu, și să vedeți și voi cum este. După Nomad Highlighter. După două măști de la Tula. Tula e foarte bun. După o, ce e asta? O paletă de blush și highlighter și bronzer. Așa. După Watermelon Superfood Cleanser și Makeup Remover. După aia mai Skinny Mask Australia, e o mască cu turmeric și vitamina C. Stai să le pun înapoi aici. Alea două pe care vi le-am arătat mai devreme. Elizabeth și încă o chestie. Așa, și cele două care încă nu au ajuns, este vorba despre o paletă. Paleta asta mai exact. Asta de la Kat Von D. Și așa sunt culorile pe spate. Asta este paleta mea. Dar vine și pentru voi una. Și ea arată așa. Și în interior arată așa.
Așa, asta o să fie la concurs. Eu am zis că o să fac concursul după ăsta, dar nu cred că fac după ăsta. Îl fac când vine paleta și cealaltă paletă de iluminatoare, pentru că nu o am. Nu știu unde am pus-o pe aia a mea. Și nu pot să vă fac concursul fără toate produsele. Dar știți foarte bine că eu fac cadouri de ziua mea, așa că ăla e cum ar veni concursul pentru ziua mea, numai că durează un pic până când... Ok, nu știu unde am pus-o, că o aveam pe la Mititel. Dar mai este o paletă, dacă țineți voi minte paleta aia în triunghi, așa, de la Kat Von D, de iluminatoare. Am mai făcut-o cadou odată, nu mai știu exact când, sau de două ori chiar am făcut-o cadou paleta respectivă. Așa că încă o paletă de aia și paleta asta de la Kat Von D vor fi puse la cadouri și nu știu dacă se mai adună ceva până atunci, dar da, asta o să fie un concurs cât de curând. Deci cum vine paleta respectivă, am și băgat concursul și astea sunt premiile. Spații, pașii o să fie foarte simpli, să-mi lăsați cea mai frumoasă melodie, amintire a voastră, de ziua voastră, o să comentați acolo pe postarea respectivă și o să aleg cea mai frumoasă melodie, cea care mă emoționează, cea care mi se ridică părul pe mână, aia o să o aleg. Așa că dacă o să-mi spuneți că atunci când a fost mama acasă și ne-am distrat sau... Nu o să mă încânte. Deci trebuie să-mi lăsați o amintire frumoasă. E o chestie asta cu amintirea frumoasă și să scrieți ceva, să vă dați silința să scrieți ceva, nu pur și simplu să se dea un share sau așa. Am luat-o de la Dana Sandu, dacă știți foarte bine, la Nas de Nas. Dacă sunteți pasionați de parfumuri, o găsiți pe Facebook, la Nas de Nas, sau pe YouTube. E o tipă care e fantastică, fantastică, o moldoveancă nebună și o să vă placă cu siguranță. Așa că ea face astfel de concursuri și îmi place la nebunie stilul pe care îl abordează, așa că am zis că why not să îl abordez și eu. Concursul o să fie pe pagina de... pe Instagram, așa că trebuie să fii abonat acolo ca să vezi când se face concursul. Și cine nu știe, pagina de Instagram este Elena's Choices. V-am scris-o acolo. Amintire, Iuliana, nu melodie, amintire. M-am corectat. Cum ar fi să-mi scrieți o melodie? Să-mi trimită o emoție. Da, o amintire cu ziua voastră. De la ziua voastră, o amintire cea mai frumoasă din toți anii ăștia ai voștri pe care îi aveți. Și da, atât. Asta a fost video de astăzi. Vă mulțumesc, video live-ul de astăzi. Dacă era pentru ăștia de acum de pe live, erau șansele mai mari. Da, o să fie pentru toată lumea, pentru că am primit foarte multe mesaje și pe Instagram și pe Facebook și de asta vreau să includ pe toți, nu numai cei care au fost pe live, că sunt unii, uite, cum e Pati la servici sau cum e Iulia, e prin oraș sau cum mai e Oana la servici, deci, na, și ce zic, adică să fie fair pentru toată lumea. Dacă un an mă uit la tine, de un an mă uit la tine și îmi face plăcere. Mă bucur foarte mult, Ana Maria. Maria Popescu, mai stai, nu mai stau, gata că sunt trează de la 11 seara. Mă duc să mă demachez, îmi scasc. Mă duc să mănânc și eu o bucată de tort și să pun tortul în frigider, că stă de o oră și ceva aici. De două ore, de fapt, stă aici și na, e făcut cu lapte și să-l bag în frigider, să nu se strice, că după aia nu mai mănâncă nimeni. Așa, și câte ceasul la mine este ora 9 dimineața. Deci m-am dus la culcare aseară la ora 8
și m-am trezit la ora 11 seara ca să mă pregătesc, să mă vopsesc, să mă machez, să strâng prin cameră, că era nebunie, să pun produsele care trebuie să fac live, să fac una, să fac alta. Și de asta și am avut și de organizat pachetele acasă, de desfăcut cu cumnata mea, care se duc la vânzare, care sunt pentru ei, care sunt pentru altcineva și tot așa. Adică n-am stat degeaba, am avut foarte multă treabă. Și acum astăzi o să ieșim în oraș și vreau să dorm puțin până când ieșim în oraș. Și da, gata, atât. Încă o dată, vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult pentru cadouri, pentru urări, pentru prezența voastră aici. Vă apreciez pentru tot cei care ați stat până acum. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc mai mult dacă mai ești pe aici. Mulțumesc Ștefana, Tiberiu, Oana, toată lumea care ați fost prezenți, care ați intrat puțin, Pati, Anca, tuturor, vă mulțumesc din suflet și mulțumesc, Lăcrămioara. Sper să aveți o zi frumoasă, precum sufletul vostru și să ne vedem cu bine data viitoare. Mulțumesc, Maria. Și nu uita, alege să fii fericit, ok? Contează cel mai mult. Eu pentru câteva zile am uitat să fiu fericită și asta nu e bine. Dar tot timpul va trebui să mă ciupesc de buci, de o bucă de fapt, nu de amândouă, că nu pot să mă ciupesc de amândouă, înțelegeți? Să mă ciupesc de o bucă și zic, mă fată, mă, fii fericită, nu așa. Ok, vă pupăcesc, sper să aveți o zi cât mai bună și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Pup, pa!